Exponatul lunii aprilie la vivariu Bacău este Turturica rezătoare Streptopelia roseogrisea. Această specie este găsită în Sahel, părțile de nord ale Cornului Africii și sud-vestul Arabiei. Deși trăiește în zone aride, se găsește în jurul surselor de apă. Numele genului provine din cuvintele grecești streptos, răsucit sau colier, și peleia, denumire dată unor specii de columbide, porumbel cu colier. Numele de specie reprezintă o onomatopee cu referință la sunetul pe care îl scoate specia. Turturica răzătoare este o specie de pasăre de talie medie, mai mică decât porumbelul domestic. Specia nu prezintă dimorfism sexual. Partea dorsală a penajului este maro-roșcată cu modelul întunecat, iar partea ventrală este de culoare deschisă cu pieptul rozaliu cu tenta albăstrui. Coada este relativ scurtă cu laturile albe mărginite spre interior de negru. Pe laturile gâtului prezintă o pată cu dungi negre și albi. Ochii portocalii sunt înconjurați de o piele fără pene, de culoare roșiatică. La juvenili, penajul este mai uniform, cu maroniu și gri albicios și nu prezintă pata de pe gât. Lungimea corpului este de 25-28 de cm, anvergura aripilor de 45-50 de cm, iar greutatea este de 99-170 de grame. Se hrănește în principal cu hrană de origine vegetală, în special semințe pe care le adună de pe sol. Ocazional consumă și nevertebrate, insecte, pupe, râme și melci mici. Având în vedere că iernează la sud de Sahara, în Sahel, condițiile climatice de acolo, în special secetele prelungite și sistematice, pot juca un rol hotărător în evoluția populației în viitor. Perioada de reproducere începe în luna mai. Femeia depune de obicei două ouă pe care le clocesc ambele sexe. Incubarea durează 18 zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți și părăsesc cuibul după aproximativ 20 de zile. Cuibul este construit sub formă de platformă din ramuri, tulpini și rădăcini. Acesta este amplasat în arbori, arbuști sau gard viu. Principalele amenințări responsabile declinul speciei sunt modificările practicilor agricole și vânătoare. Alte amenințări asupra speciei ar mai fi seceta severă din zonele de iernare și concurența cu cucuștiucul pentru resurse de hrană și habitat.